Înainte să dau pe ăsta, dintre ce legendare credeți că o să aleg eu? Salutare prieteni, eu sunt Body și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale. Da, ăsta o să fie un clip destul de scurt, asta pentru că nici nu aveam un plan să fac clipul ăsta, sincer. Am zis că, mă, totuși hai să fac pentru că este prima dată când deschid acest chest pe care îl vedeți în imagine. Cred că mulți dintre voi, cei care ați ajuns peste 4000 plus de trofee, l-ați deschis deja. Și am zis, haideți să deschid și eu și să filmez chestia asta, că cine știe, poate chiar o să pice ceva interesant și nu vreau să ratez ocazia asta, ca să spun așa. Și de aceea, o să fie un clip scurt, o să deschidem chestul ăsta ce l-avem de la Challenger 1 și o să mai deschidem, după cum vedeți în background, mai am acolo niște free chesturi, niște chesturi nu prea interesante, dar să sperăm la ceva destul de bun din partea chestului ăsta, nu de la sfârșitul sezonului. Și ideea interesantă este că putem să alegem cărțile. Am zis că o să fie un clip scurt, așa că haideți să începem să deschidem primul chest și anume ăsta de la sfârșitul sezonului. Bun, avem 1900 de gold și acum trebuie să aleg eu între Goblin Gang și Arrow. Ok, cred că o să aleg Goblin Gang-ul, avem comunele. Bun, next card. O să aleg aici giganții pentru că vreau să-i duc cât mai aproape de level 8. Perfect. Ok, o să am legendară. Deci, wow. Hai să aleg Poison ca să le duc fix la level 5 și de fapt nu fix la level 5 sau, mă rog, vreau să mă apropii de level 5 după cum vedeți. Și înainte să dau pe ăsta, dintre ce legendare credeți că o să aleg eu? Dintre ce legendare, nu știu. Între cele două, pentru că știți că aleg. Bun, haideți, cred că v-ați avut timp să scrieți cel puțin o legendară, sper că v-am lăsat destul de mult timp, pentru că sunt foarte curios și nu mai vreau să mă aștept atât de mult, o să aleg Poison și sper foarte mult să fie Electro Wizard. Dacă este Electro Wizard-ul, o să îl aleg din prima. Bun! Și avem ca legendară, BOOM! Graveyard și Lava! Graveyard și Lava! Ce să aleg dintre Graveyard și Lava? Vă dați seama că o să aleg Graveyard pentru că să-l duc la nivel 2. Așa Lava aș avea doar unul din 4 și nu cred că ar avea chiar atât de mult sens să aleg Lava. Deci da, cu siguranță o să aleg Graveyard-ul. Aleg Graveyard-ul și o să-l duc la level 2. Haideți să deschidem foarte repede și chesturile astea pe care le-am aici o strânse. Nu știu dacă o să mai pice ceva interesant, dar în mare parte clipul a fost făcut de acel Graveyard care tocmai ce mi-a picat. Da, super tare. Am luat Graveyard de la primul chest de genul în care trebuie să alegi dintre două cărți. Bun, hai să-l ducem și la nivel 2 pentru că o să-l folosesc și este 5000. Bun, avem Graveyard la nivel 2. Cam ăsta o să fie clipul, v-am spus, o să fie un clip scurt. Am ales între, hai să cerem aici și giganți pentru că ați văzut că îi duc aproape la nivel 8. Și da, am primit Graveyard la chestul ăsta de sfârșit de sezon. Ce pot să zic? Super tare, nu mă așteptam. Adică, de fapt, am văzut că mare parte ați mai primit și voi legendare. Deci, premiile sunt destul de ok din aceste chesturi. Da, ăsta o să fie clipul, v-am spus, o să fie clip scurt doar cu aceste chesturi. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați și voi un buton de like. Dacă nu v-ați abonat la canal, să vă abonați la canal. Și da, până data viitoare, ne vedem în arenă. Pa, pa!